Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus în orașul Șimleu, Silvania, a ajuns la 2, după ce în urmă cu 3 zile o femeie de 47 de ani a fost diagnosticată cu COVID-19. Ambii pacienți au fost internați la Spitalul Județean de Urgență Zalău, însă în cursul zilei de marți, femeia a pierdut lupta cu boala. Potrivit primarului Septimiu Țurcaș, altor 2 șimleoani le-au fost recoltate probe, după ce au manifestat simptome specifice bolii. Rezultatele vor fi comunicate în cursul zilei de miercuri. Edilul a oferit mai multe informații în obișnuita sa intervenție video pe rețelele de social. Aveam un caz confirmat de coronavirus, din păcate îl avem și pe al doilea și încă 2 persoane care sunt, la care li s-au luat probe, mă refer la persoane din orașul nostru, încă 2 persoane la care li s-au luat probe și care au, să spun, manifestări ca și cum ar purta virusul. Vom afla mâine dacă cele 2 persoane sunt sau nu pozitive. Persoanele din Șimleu, Silvania, care au fost confirmate, sunt internate la Spitalul de Contagioase din Zalău. Au fost câteva ore și în spitalul nostru. S-au luat la spital toate măsurile care au trebuit luate. Am înțeles că există una sau 2 persoane care au avut oarecum contact cu ele, mai puțin protejați, persoanele respective sunt în izolare la domiciliu. Reprezentanții spitalului și-au făcut datoria și au trecut rapid la dezinfectarea locurilor. Din acest punct de vedere, lucrurile la spital merg normal. Septimiu Țurcaș a făcut referire și la cei 9 copii de la centrul din Jibou internați la spitalul de Sumăgura după ce au fost testați pozitiv la coronavirus. Așa cum v-am mai spus, la spital existau internați 9 copii pe secția de pediatrie, nu din Șimleu, bolnavi. S-au vindecat dintre ei 4, au mai rămas 5, care sper că într-un timp cât mai scurt să se vindece. Deci cei 4 au fost cu 2 teste negative și au fost lăsați la domiciliu de reședință. Primarul a reamintit șimleoanilor că este important să fie precauți, să se protejeze și să păstreze distanța socială. Aș vrea să conștientizați un lucru care sper că este clar pentru toată lumea. Nu există babau, nu vrea nimeni să sperie pe nimeni, dar faptul că ne protejăm pe noi, că avem puțină grijă și mai ales în această perioadă în care, v-am spus, avem 2 cazuri confirmate dintr-o zona de pe Partizanilor care este mai populată. Cred că interacțiunea cu persoanele, cred că ai interacționa, în momentul în care interacționăm cu persoane, trebuie întotdeauna să ne gândim dacă este bine să stăm, nu știu, bot în bot toată ziua sau dacă este bine ca fiecare dintre noi să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru. Am luat legătura cu persoane, am avut o persoană care a fost contact cu primul depistat pozitiv, cu primul caz, o persoană care lucra într-o fabrică, i s-a făcut testul și, spre bucuria noastră, testul a fost negativ, dar în continuare acea persoană va rămâne izolată timp de 14 zile. Faptul că iau legătura cu oamenii care sunt angajatori, cu cei care sunt angajatori, indiferent că se numește, nu știu, o firmă sau altă firmă, este un lucru absolut normal. Mi se pare normal să comunic cu angajatorul, să le spun că persoana X are o suspiciune de coronavirus. În concluzie, dacă soția, soțul sau copilul îi lucrează într-o societate, este bine ca în această perioadă să stea izolată la domiciliu. Și asta fac, am făcut în fiecare moment, asta am făcut și astăzi cu rudenile celor 2 persoane care sunt testate. I-am rugat pe angajator să îi lase în perioada asta acasă. În prezent, în Șimleu, Silvaniei sunt izolate la domiciliu 106 persoane. Aș vrea să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți izolați la domiciliu, știți că sunteți vizitați de către reprezentanții poliției, jandarmeriei sau poliției locale, nu o face de dragul de a vă
stresa, ci pentru a se asigura de faptul că respectați aceste reguli. Este foarte important să le respectați, pentru că dacă nu le respectați, știți foarte bine că veți fi pe banii dumneavoastră duși în carantină, lucru care nu cred că vi-l doriți, o veți lua de la zero. Pentru cazurile sociale aflate în izolare la domiciliu, primăria Șimleu-Silvaniei va asigura hrana zilnică necesară. Dacă sunt cazuri sociale, pentru că primesc foarte multe mesaje legate de faptul că ar trebui să, nu știu, unii carantinați să primească mâncare de la primărie. Dacă sunt cazuri sociale, cu persoane, am dat în lucru un asemenea caz în care sunt într-o casă mai multe persoane, 6 persoane carantinate. Dacă vor fi astfel de cazuri, primăria se va implica și le va asigura condițiile de hrană. Deci vă rog să nu vă faceți probleme, cei care sunteți izolați la domiciliu, că ferească Dumnezeu, o să muriți de foame. Regulile sunt destul de clare și avem această posibilitate de a-i ajuta pe cei care sunt într-o situație critică.